Este cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Este fericită și împlinită alături de micuța ei și de soț. Și tocmai pentru că Ana George îi aduce atât de multă bucurie, prezentatoarea se gândește la un al doilea copil. Zici că nu mai poți să trăiești decât dacă vei mai face un al doilea copil. Deci... Ne gândim chiar dacă am 40 de ani. Lucrurile astea se întâmplă așa. Exact. Zice dacă... Dumnezeu acum. Deocamdată mai stăm, că în primul rând de medical nu am voie. I-am născut prin cezarian. Ne bucurăm de Ana. E minunat că a venit minunea asta în viața noastră și că ne-a făcut fericiți. Și chiar este cea mai frumoasă aniversare din viața mea. Sunt foarte asumată și mulțumită de mine, nu am niciun complex, sunt fericită cu ridurile pe care le am, alea care sunt și, na, cred că nici aș vrea să mai arăt ca la 20 de ani. Dar e un pic o aniversare așa de forță majoră, pentru că noi ar fi trebuit să plecăm într-un, mă rog, așa, 2-3 zile, programate în prima plecare de când s-a născut Ana. Urma să plecăm la Paris, da, e un oraș care mie îmi place foarte mult. She's a lady.